Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați de rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, acolo unde ne găsiți la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem lunar, spunem noi, și cât de mult putem, și importanța apei. Importanța acestei infrastructuri până la urmă, care este tratată cu indiferență de către unii, dar cu foarte mare seriozitate de către cei care înțeleg cu adevărat ce înseamnă acest sistem. Sunt multe proiecte care ar putea fi implementate la nivelul întregii țări, inclusiv în județul Hunedoara. La fel de multe poate sunt și acele proiecte care au fost unele eșuate, să le spunem, dar important este să vedem ce se face în prezent, care sunt proiecțiile pe care cei care gestionează acest sistem în județul Hunedoara le au pentru viitor. Pentru a afla cât mai multe noutăți despre acest domeniu, dar și care sunt proiectele care s-au desfășurat aici și care urmează să fie implementate, l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Fabius Chiseli, directorul general al societății Activitatea Goscom Orăștie. Bună ziua, bine ați revenit! Să rămână și vă mulțumesc pentru invitație. Și ce vreau să vă spun? Într-adevăr, problematica asta legată de infrastructura de apă și apă uzată începe din ce în ce mai mult să aibă o pondere foarte mare în viața socială și economică. Doar că trebuie înțeleasă foarte bine importanța. Trebuie înțeleasă foarte bine importanța acestui domeniu de activitate, pentru că așa sunt specialiști și în politică, și în fotbal, și în sănătate, și așa mai departe. Cred că oamenii au mari așteptări de la aceste societăți, de la aceste instituții care au ca domeniu de activitate, de data aceasta, iată, tot ce ține de serviciile publice, de producere, de distribuție a apei. Până la urmă, serviciile de apă și canalizare se adresează comunităților. Comunităților în ansamblul lor, nu neapărat unei comunități sau alteia. De aceea și vorbim de proiecte integrate. România cumva și-a asumat niște ținte pe acest domeniu. Ținte reale care pot fi îndeplinite? Ținte... normal că sunt reale, adică pot fi îndeplinite din moment ce alții le-au îndeplinit. Problema este la noi, că a trebuit să ne aliniem directivelor europene, regulamentelor europene, prin transpunerea acestor regulamente în legislația națională, și aceste regulamente sunt destul de aspre față de ce aveam noi înainte de aderare și chiar ce am reușit să implementăm până acum. De aceea, domeniul ăsta apă și apă uzată va fi foarte de mare interes în perioada următoare. Lăsând la o parte că, din punct de vedere al aportului economiei, aici, în această industrie, se vehiculează totuși niște cifre destul de importante și reprezintă o parte a economiei naționale importantă, de altfel. Nu numai prin furnizarea de apă și colectarea apei uzate, cât și pe orizontal, având în vedere că există foarte multe echipamente, materiale care vin din industrie până la urmă. Și s-au dezvoltat foarte multe business-uri de succes pe acest subiect. Producători de țevi, producători de pompe, producători de diverse alte accesorii și este și cetățeanul echipamente. Câștigător din toată această ecuație în ceea ce privește, da, am înțeles, firmele firește, câștigă din această industrie. Cetățeanul cel puțin din două direcții. Odată are acces la o apă curată și o apă potabilă de bună calitate și al doilea are parte de un mediu protejat, de un mediu înconjurător protejat. În teorie sau și în practică? Și în practică. Acum, haideți să luăm așa, de exemplu, în perioada până în preaderea sau până a accesat fondurile importante de la Uniunea Europeană, majoritatea aglomerărilor importante din România nu aveau
epurări conforme, adică deversau practic canalizarea în, direct în emisar, în râuri. Odată cu trecerea timpului și cu implementarea acestor proiecte, lucrurile s-au schimbat radical și deja vorbim de foarte puține localități care mai au un drum de parcurs până la conformare. Totuși mai există asemenea probleme, dar un efort concertat atât administrații publice cât și operatori de apă și canalizare, putem să ajungem la un rezultat pe care ne dorim cu toții până la urmă. Deci are și cetățeanul de câștigat din toată ecuație. Tot ceea ce se face, se face în ideea de a servi cetățeanul. Se fac analize ale apei potabile. Există programe, sunt programe de monitorizare. Cetățenii care pot solicita, poate, efectuarea unor astfel de analize pentru a fi siguri și ei că, într-adevăr, apa pe care o consumă este una potabilă și în parametrii normali. Bineînțeles, avem destul de des astfel de solicitări, să le dăm buletine de analize și alte lucruri. De fapt, aceste lucruri sunt publice. Noi avem un program de monitorizare cu autoritatea de reglementare, respectiv Direcția de Sănătate Publică. Ei au o responsabilitate imensă pe această chestiune, în sensul că ei monitorizează numai operatorii, monitorizează cam orice fel de surse de apă, tocmai pentru a preveni eventuale epidemii sau boli care pot apărea datorită neconformității apei. Se mai întâmplă un lucru și anume zonele în care canalizările nu sunt conforme, există pericolul de a fi poluat stratul freatic și atunci, chiar dacă, să zicem, pe o arie de câteva sute de metri nu este niciun fel de poluant, poate să este pericolul ca în același freatic undeva să deverseze o canalizare sau o fosă septică sau neizolată sau neconformă, iar tot freaticul ăla să fie afectat. Și atunci pot apărea diverse chestiuni de genul ăsta. Tocmai de aceea, cred că rolul DSP-ului este foarte important în acest domeniu și este de preferat ca cetățenii să-și verifice sursele de apă cu o frecvență destul de ridicată. Tocmai din motivul ăsta, pentru că există totuși un pericol de să fim bineînțeleși. Până la urmă, nu toți utilizatorii sunt de bună credință, ori din neștiință, ori chiar din rea voință, și pentru că e mult mai ușor să deversezi apa uzată pe câmp, nu te costă mai nimic, decât să-ți faci un racord de canalizare și să plătești serviciul unui operator și lucruri de genul ăsta. Acolo unde există rețele de canalizare. Pentru că în continuare avem localități, avem zone în care nu au fost implementate astfel de proiecte și folosesc fose sau nici măcar. Unde nu există, acolo ar trebui să funcționeze sisteme individuale autorizate și deja s-a început. E o chestiune obligatorie? E o chestiune obligatorie, prevăzută în legea apelor. În mod normal, apele române se ocupă de acest subiect, de monitorizarea foselor septice. Există la nivelul ATU-urilor un registru cu astfel de un registru care centralizează aceste fose septice. De asemenea, ar trebui urmărit, încă se implementează acest proiect, cred că la nivelul apelor române, de a monitoriza frecvența evacuărilor sau a colectării din aceste bazine vidanjabile și mai ales a conformităților, tocmai pentru a proteja sursele de apă. Mama, cu apa nu-i de jucat, pentru că dacă ne uităm la nivel global, trecem printr-o perioadă de secetă. Chiar și în România avem deja secetă pedologică, avem ușor tendința de deșertificare, ceea ce înseamnă că avem nevoie de apă de bună calitate. Și cum putem proteja aceste resurse, această apă de bună calitate? Tocmai protejându-ne sursele de apă și monitorizând cu mare atenție ceea ce se întâmplă în zona respectivă
Și al doilea lucru la operator, responsabilitatea noastră este să reducem cât se poate de mult pierderile. Asta este chiar un obiectiv principal al nostru. Și de asemenea este important ca cetățenii să se responsabilizeze vis-a-vis de acest subiect. De regulă, un tarif mic aduce un consum mare de apă. Un consum mare de apă nu neapărat folosit în scop menajer sau în scop casnic, folosit la uda grădina și la lucruri de genul ăsta, ceea ce nu-i tocmai în regulă. Dacă e să discutăm, până la urmă ar trebui să ne gândim la formurile alternative de a proteja aceste surse de apă, și anume colectarea apelor de ploaie și lucruri care, să nu uităm, în urmă cu 20-30 de ani, 60 corect. De ani chiar se întâmpla acest lucru. Da, pentru că omul făcea instinctiv și cu instinctul de conservare. Băi, fântâna mea nu duce atât cât să pot uda toată grădina. Și probabil și că este mult mai benefică acea apă de ploaie pentru unele culturi din grădină decât apa care este tratată, practic, și care vine la robinet. Până la urmă are clor în ea, fără doar. Și poate că, deocamdată, metoda legiferată în România de a, cum să zic, de a curăța apa, de a o face aseptică, să zic așa, este metoda cu clor. Prin este cea mai bună soluție? Nu, deocamdată este cea mai bună, dar există și alte soluții moderne care înseamnă ozonificare, adică trecerea apei prin injectarea de ozon în apă, care duce la distrugerea microorganismelor instantaneu. Întrebarea firească este de ce nu apelăm la această metodă, dar cred că răspunsul este unul Până acum ceva nu am avut acces la această tehnologie, tocmai datorită fondurilor și a costurilor destul de mari de la vremea respectivă. Odată cu schimbarea legislației și înăsprirea ei, cred că pe viitor va trebui să vedem, adică să ne aplicăm foarte tare asupra tehnologiilor de ultimă generație. Până la urmă, lucrurile merg mână în mână. Tehnologia cu cerința, cu cadrul legislativ, deci, cumva există un echilibru. Problema este cum ne gestionăm noi toți, în așa fel încât să facem față unor provocări de acest tip. Deci, unul la mână, populația ar trebui să fie mult mai atentă până la urmă. Consumul și la risipa de apă în pentru că trebuie să recunoaștem, cred că fiecare dintre noi risipim apă, inclusiv atunci când ne spălăm pe dinți, probabil. Și asta. Ideea este în felul următor. Apa este importantă, îți dai seama de importanța ei când nu o ai. Când o ai din abundență, nu ți se pare. Se pare un lucru absolut firesc. Lucrurile nu stau întotdeauna așa. Deci, ideea de responsabilizare este vis-a-vis de sursele de apă, ar trebui să fie quasi permanent. Deci, pe locul 1, populația, locul 2, cine ar trebui operator, să... evident. Eu aș pune operatori în primul rând, pentru că ei reprezintă interfața între clienți care sunt, până la urmă, utilizatorii noștri și formează populația unei comunități, și autorități, și responsabilitatea față de mediu și multe alte lucruri. Deci operatorii de apă și canal au un rol foarte important în acest demers. La fel și în ceea ce privește pierderile de apă, pentru că discutăm și la nivelul întregului județ, cel puțin în zona Văijiului, acolo unde avem un operator, în cealaltă parte a județului unde avem un alt operator, și spuneați că și în zona Orăștiei există pierderi, cum este firesc, probabil că nu la nivelul celorlalte două zone, dar ele există. Acum, cum să vă spun, din punct de vedere al investițiilor, raportate la procentul de pierdere, sau mă rog, raportat la procentul de apă nefacturată, că de fapt despre asta vorbim, cumva lucrurile sunt mai ușor de abordat în la ceilalți doi operatori, pentru că au beneficiat de fonduri pentru acest scop și atât investiții în domeniul monitorizării, cât și în domeniul intervenției efective.
Noi încercăm cu mijloace relativ limitate să ținem pasul și eu zic că am și reușit. Adică am făcut niște investiții punctuale pe anumite dispozitive și aparatură dedicată, în așa fel încât să ne ducem punctual acolo unde ne doare și am reușit, eu zic, în ultima perioadă să coborăm destul de bine procentul de apă nefacturată până la urmă. Apă nefacturată înseamnă care include și pierderile. Și pierderile, și putem vorbi și de furt. Și de furturi, putem vorbi și de consum tehnologic și de mai multe aspecte. Și consum autorizat până la urmă. Da, putem discuta de toate aceste aspecte, putem discuta inclusiv de furturi. Sunt identificate aceste furturi? Foarte greu le identifici. Se confundă cu pierderile, nu? Da, de regulă trec la capitolul pierderilor, întotdeauna așa. Și atunci trebuie... Na, există, cum v-am spus, persoane nu neapărat binevoitoare care, mă rog... încearcă să păcălească cumva și acest sistem. Acum, zona orăștiere, tariful nu este exagerat, sau aș putea spune că este unul dintre cele mai mici tarife din România. Ca atare, nu s-ar justifica un asemenea demers, care implică foarte multe lucruri din punct de vedere tehnic, dar probabil că au rămas din vremuri trecute astfel de chestiuni. Oricum, am trecut la identificarea lor și la limitarea acestui gen de pierderi, să zic așa, dacă... Așa l-am definit. Și ați reușit, spuneați, să le mai limitați. Unele, da. Cel puțin. Da. Mă gândesc că știți zonele exact unde se întâmplă astfel de... Le intuiți. Ați reușit să implicați și comunitatea, că tot vorbim de conștientizare, tot vorbim de modul în care ar trebui să tratăm până la urmă și în fiecare dintre noi acest consum de apă, și ați reușit să implicați comunitatea și ați plecat cumva așa de jos sau poate de la cei mai importanți factori, copiii. Nu am plecat de sus, copiii sunt sus. Asta zic, că probabil ar fi trebuit invers să o formulez, pentru că ei sunt niște factori foarte importanți atunci când vine vorba și despre protejarea mediului înconjurător, de modul în care trebuie să depozităm gunoiul, și iată, și în ceea ce privește acest domeniu al apei, ei sunt... aceia care își trag de mânecă și părinții, și bunicii, poate și profesorii uneori, de ce nu, dacă observă anumite nereguli. Recent ați demarat un proiect, știu că l-ați prezentat chiar în cadrul emisiunii alături de Dorela Murărașu, pe care o și salutăm cu această ocazie. Ați demarat un proiect foarte frumos, un proiect în care ați implicat mulți copii și mai apoi ați adus și aici în sufletul acțiunii, cum se spune, nu, în cadrul activității Goscom de la Orăștie. Da, a fost o săptămână încărcată. Am avut o serie de seminarii la diverse niveluri de pregătire, adică am început undeva la chiar cu preșcolarii la un moment dat, cu ciclu gimnazial, clasele 1-5-5-8. După care am avut o prezentare chiar foarte interesantă la Liceul Laurel Vlaicu din Orăștie și chiar am avut un feedback foarte interesant, în sensul că odată ce am început aceste lucruri au fost din ce în ce mai multe cadre didactice care ne solicitau participarea la acest gen de întâlniri. Și vreau să vă spun că am văzut la copii un interes la care nu mă așteptam. Au fost foarte, foarte interesați și foarte dornici să înțeleagă tot ce se întâmplă cu apa. Adică, li se părea, mă rog, probabil... Suntem atât de obișnuiți cu această resursă încât mi se pare un lucru banal. Derizoriu, adică dar vine, când exact. Au înțeles, de fapt, complexitatea acestui demers, au început să povestească altfel și să fie mult mai entuziaști. Mă gândesc care... că v-au adresat și întrebări destul de pertinente. Da, chiar aici pe ecran am avut o dezbatere foarte interesantă cu niște elevi de clasa 7-a, dacă nu mă știu, sau 6-a, ceva de genul ăsta. Și copii foarte bine pregătiți de altfel și foarte interesați de subiect și, mă rog, foarte interesați de ceea ce
lucrăm noi, cum, ce echipamente folosim și lucruri de genul ăsta. Deci a fost o acțiune care eu văd salutară și de continuat. De altfel, chiar în perioada sfârșitului de lună aprilie, undeva în perioada 20 aprilie, când va fi Săptămâna Verde, vom mai avea o pleiadă de acțiuni, de data asta în stația de epurare, pentru că vorbim de ecologie, de conservarea mediului, iar primul front este acolo, la stațiile de epurare, acolo unde trebuie să deversăm apă curată și... Acolo unde ele funcționează. Acolo unde ele funcționează. Bine, la noi funcționează, ca atare am tot interesul să fac acest lucru. L-ați prezentat și o parte din tehnica pe care... Da, mă lăudăm noi cu nu știu ce tehnică de mare... După posibilități, dar oricum un lucru este de înțeles. Cam astea sunt utilajele de bază ale unui operator. Deci a fost o lecție pentru ei, nu a fost neapărat o, cum să zic eu, o demonstrație de forță a activității GOSCOM. Deci tot ce vedeți acolo a fost gândit și cu o puternică componentă didactică. După care am avut o discuție sau, mă rog, o întâlnire cu copiii pe, așa, de weekend, cu două ONG-uri care se ocupă de ei. Și am avut o ieșire pe râul Sibișel, unde am făcut o acțiune de ecologizare, unde din nou am văzut un entuziasm la copii ieși din comun, care găseau mai multe gunoaie, le stângeau, la sacul meu e mai mare, a meu e mai nu știu cum. Deci a fost absolut fascinant să vezi pe copii cât de interes. Băi, acolo am mai rămas și am întorc în afară. A fost foarte, cum să zic eu, s-a văzut o implicare și un interes major pentru chestiunea asta, pentru că au înțeles până la urmă care este impactul gunoaielor care pot să ajungă în apă până la urmă. Îmi doresc foarte mult să continui acest gen de activități. Ne gândim, sau cum să zic, avem programate până la sfârșitul anului o pleiadă de activități legate de acest proiect, care vreau un proiect mai generos, apa înseamnă viață. Până la urmă, activitatea asta de conștientizare și mai ales la generația tânără, la copii, este importantă. De ce? Pentru că ne oferă garanția unui viitor mai bun din punctul ăsta de vedere și o abordare mult mai sănătoasă a problematicii care vizează apa și apa uzată. Trezindu-le astfel interesul, cred că mulți vor deveni pasionați de acest domeniu, deși pare un domeniu destul de tern, așa, adică fără multă... Dar nu este. Eu, dar chiar nu este. Și m-aș bucura foarte mult ca proiectul ăsta al nostru bine, el oricum se cadrează în partea asta de educație non-formală, care este, din punctul meu de vedere, extrem de important. Tare mi-aș dori ca acești copii sau generația care vine să privească cu alți ochi tot ceea ce înseamnă nu numai problematica apei, ci problema ecologiei, problema protejării mediului. Asta depinde foarte mult și de modelele pe care le au în prezent, corect, pentru ca ei să poată să urmeze până la urmă acel exemplu. Știți cum, noi tot povestim despre infrastructură. Ok, va veni o zi când vom avea o infrastructură îndestulătoare. Cred că din momentul acela ar trebui să discutăm despre protejarea mediului și despre proiecte de genul ăsta, de conștientizare. E foarte important lucrul ăsta, pentru că nivelul de civilizație a unei comunități este dat tocmai de acțiunea civică și acțiunea civică responsabilă, responsabilizarea cetățeanului vis-a-vis de societate, vis-a-vis de mediu, vis-a-vis de ceilalți cetățeni, deci este extrem de important. Eu zic că cu acest proiect am să reușim să punem și noi un mic strat acolo în această construcție. Și cred foarte mult pe viitor în acțiunile civice. Cred că, da, acțiuni civice pe bune, adică oameni care să se solidarizeze pe un scop sau pe un obiectiv care până la urmă este generos.
Cred că succesul unei comunități este legat foarte mult de acest demers. A fost organizat și un concurs de desene pentru cei mici. Da, acolo am debutat. Acela ați debutat, exact. Și am văzut puțin mai devreme în imagini, dacă te rog, Andra, să mai difuzăm încă o dată aceste imagini. Fiecare dintre copii a reușit să se exprime prin desen de data aceasta, reflectând cumva principala temă până la urmă acestui proiect, apa înseamnă viață, și vedem în imagini care au fost ideile pe care micuții le-au transpus pe hârtie, au fost și recompensați în vreun fel pentru aceste desene pe care ei le-au realizat. Da, au primit niște brățări cu apa înseamnă viață, niște rucsacuri, niște diplome, chiar au fost extrem de fericiți când... Bine, nu premiile în sine înseamnă un mare lucru, ci... profund semnificațiile unor desene. Unele sunt chiar bine realizate și... Bine, pe alocuri se mai vede o intervenție de om matur pe anumite desene, dar până la urmă nu ăsta este scopul sau nu ăsta este, cum să zic, mesajul. Mesajul este de responsabilizare. Și în momentul în care ai 160 de respondenți la acest demers, deja poți să te gândești că poate să devină un fenomen, mai ales că a fost destul de din scurt toată povestea și anul care urmează chiar vrem să extindem acest concurs. Adică să-l începem mai din vreme, să-l pregătim mai cu un regulament mai bine pus la punct. Rămâneți în zona Orăștiei, da? Rămânem în zona... Nu, concursul a fost deschis tuturor, nu numai zona Orăștiei, și mă bucur de acest lucru și aș vrea să-l extind cât se poate de mult, pentru că până la urmă noi ne dorim să fie un fenomen de masă lucrul ăsta, adică responsabilizarea civică despre care vă vorbeam, adică doresc foarte tare să fie un fenomen de masă. Adică să fie o abordare corectă și până la urmă, cum să zic eu, făcută înțelegând despre ce este vorba, adică conștientă a acestor lucruri. Și cred că acțiuni de genul ăsta nu fac altceva decât să ne ducă în această zonă a conștientizării și a abordării altfel la lucrurile. Da, pentru asta trebuie să se implice foarte mult și părinții, și cadrele didactice, autoritățile publice, private, până la urmă, pentru că este așa un cumul. Haideți să vă spun, în momentul în care există cerință din partea comunității, din care comunitatea, o bună parte, este electorat, este foarte clar că și autoritatea publică nu are ce face decât să se muleze pe cerințele respective. Că până la urmă e un fel de economie de piață. E vorba despre cerere și despre ofertă. Și în momentul în care oferta nu corespunde cererii, apar chestiunea, adică te adresezi altor... Vedeți că de foarte multe ori auzim acest lucru și în ceea ce privește unele emisiuni, poate, care sunt difuzate și la nivel național și nu numai. Asta se cere, asta oferim, chiar dacă acel material poate nu este unul de calitate. Credeți în acest lucru, că asta se cere, asta oferim, asta trebuie să dăm oamenilor? Da, până la urmă... putem totuși să schimbăm puțin această perspectivă? Până la urmă, nu ai ce face, trebuie să te adaptezi pieții, dar problema este în felul următor. Spune eu că nu tu, ca furnizor, tu ca furnizor, de indiferent ce, tu până la urmă trebuie să-ți educi piața sau trebuie să-ți educi consumatorii într-un anumit fel. Normal, chestiunea asta comportă riscuri. Mi-ați dat exemplu din mass media. Evident că riști să-ți cadă audiențele, să-ți cadă ratingurile în momentul în care tu vii cu mesaje pozitive și nu ești neapărat ancorat în prezentul care vreți dumneavoastră, să comentez. În fine, adică aș vedea mai importantă o discuție despre, mă rog, despre programele electorale, mai ales că suntem în prag de campanie electorală și, mă rog, oamenii se cam pregătesc să pună un bloc starturi, mă rog,
aș vedea mai important pentru cetățeanul dezbatere pe ce se dorește, cum se dorește, cam ce, care sunt direcțiile de urmat, adică niște chestiuni legate de interesul direct al cetățeanului, decât neapărat divorțul lui Diana Șoșoacă și alte chestiuni. Adică, până la urmă, trebuie să devenim mai serioși. Chiar și noi, în calitate de consumatori de media. Dar asta e o chestie simbiotică. Nu putem face numai noi consumatorii și numai dumneavoastră furnizorii. Deci aici va trebui să lucrăm. Iar asta, din punctul meu de vedere, se realizează prin emisiuni de bună calitate și prin dezbateri efective asupra unor subiecte de interes comunitar. Asta este cel mai important lucru. Și prin educarea celor care urmăresc astfel de acțiuni, emisiuni și așa mai departe. Obiectivul subsidiar, pentru că vrând nevrând, ridicând nivelul, treaptă cu treaptă, îl aduci pe consumator acolo unde trebuie. Numai e un demers, recunosc, destul de dificil și destul de riscant. Dar eu zic că merită făcut. Merită pentru că toți vorbim de viitorul care nu se preconizează a fi unul foarte roz din multe puncte de vedere, dar întrebarea este ce facem fiecare dintre noi pentru a avea un viitor mai bun, nu? Și aici înseamnă că și acești copii pe care îi avem astăzi și care au, nu știu, 6, 10, 12 ani, trebuie îndrumați și trebuie coordonați cât de cât de oameni care să fie capabili din foarte multe puncte de vedere. Corect. Păi acum, ce se întâmplă? Copiii de astăzi sunt alegătorii de mâine. Și consumatorii de media, până la urmă. Și consumatorii de apă, până la urmă, nu? Dacă de apă, să le cuprindem, deci, pe toate. Deci dacă generația care vine din spate o aduci la un nivel mai crescut decât îl ai acum, vorbesc de nivelul mediu, deja e un lucru câștigat. Abordările sunt altele, reacția este alta, responsabilitatea este alta. Deci eu zic că ideea asta cu generația tânără și cu generațiile următoare, asta trebuie privită cu foarte mare atenție. E vorba de educație, nu formală, ceea ce am propus noi și cu educația. Trebuie să meargă cumva mână în mână și corect, cu aceste tipuri. Și lucrurile de trebuie privite cu seriozitate, iar această seriozitate și seriozitate în abordarea lucrurilor, asta trebuie imprimată generației care vine. Adică, din nefericire, suntem într-o zonă de mare superficialitate, tratăm lucrurile cu absolut o nonșalantă superficialitate acum. Pentru că, din păcate, acești sau parte dintre liderii pe care îi avem și la nivel local, dar și la nivel central, cam exemplele astea le oferă tinerii generații. Acum, și atunci, dacă spun, acela poate, înseamnă că și pentru mine va fi foarte ușor să fac bani făcând anumite lucruri și cumva totul se rezumă la aceste aspecte. Liderii sunt, să mă rog, liderii. Liderii, cum șefii, înțelegem, că ideea liderul de, acum are o altă de definiție. Da. O, până la urmă vorbim de personalități. Da? Într-un fel sau altul vorbim de personalități. Mai mult sau mai puțin. De-aia este, citesc pe domnul Iliescu, sunt emanația unei situații de la un anumit moment dat. Eu zic că lucrurile pot fi îmbunătățite și există loc de multe discuții în ceea ce privește această abordare. Dar trebuie făcută și această abordare. Responsabil. De și către oameni responsabili, nu? De către oameni responsabili, că și așa se închide cercul. Închidem cercul, apa, da. Înseamnă viață, circuitul apei, natură. Până la urmă, apa nu se pierde, doar se consumă. Este, sau poate deveni apa, că toți suntem într-un an electoral, poate deveni apa subiect al unor discuții poate mai aprinse sau un element de campanie electorală? Nu încă și nu în contextul în care ne aflăm noi, strictamente la nivel local. Pentru că nu le pasă, nu la știu. La nivel global, deja problema apei devine o problemă politică importantă și trebuie discutată în acest context.
vom ajunge și la momentele acelea, când la nivel, chiar și la nivel local vom discuta aceste chestiuni de responsabilizare vis-a-vis de... Când vom ajunge cu investițiile la un alt nivel, cum spuneați dumneavoastră puțin mai devreme, și atunci... Când vom avea infrastructura pe care ne-o dorim. Poate fi un agent electoral. Noi suntem încă în creștere, adică încă acumulăm. E, când vom deveni de sine stătători și va trebui să discutăm niște lucruri din punct de vedere economic, din punct de vedere infrastructură, din punct de vedere al adresabilității, atunci lucrurile pot deveni o chestiune politică. Cum să vă zic, poate și paradigma actuală se va schimba, în sensul că finanțele care vin punctual, finanțările din bugetul consolidat și finanțele de regulă cu bani românești, vin direct pe OAT-uri, chiar dacă vorbim de proiecte integrate care privesc mai multe OAT-uri, deci acolo mecanismele încă sunt deficitare. În același timp în care marile proiecte de infrastructură vin pe operatori regionali. Și oricum s-a demonstrat eficiența acelor finanțări care sunt, eu recunosc, mult mai riguroase și mult mai greu de dus la îndeplinire și cu foarte multe corecții și cu atenție mărită, având în vedere că discutăm de sume extrem de mari, cu o atenție foarte crescută din partea organismelor europene față de proiectele românești, unde lucrurile sunt oarecumva diluate din punctul ăsta de vedere. Adică prea puțin ne uităm la partea de eficiență, prea puțin ne uităm la adresabilitate. Da, noi ne bucurăm dacă scăpăm de toaleta din curte, dacă am făcut, dacă avem de niște bani ca să putem să facem câte ceva și ca să ne rezolvăm problema fără să vedem tot desenul în ansamblu. Ok, e o abordare, dar e un pic o abordare de început de drum. Când lucrurile vor evolua și vor apărea acești operatori consolidați la nivelul țării, atunci lucrurile vor fi altfel. Mă gândesc și sper. Până atunci lupta se duce, la marile puteri, în aceeași paradigmă. Va fi o problemă probabil în următorii ani și în ceea ce privește resursele de apă, așa cum spuneați încă de la începutul acestei emisiuni, pentru că, deși auzim de foarte multe ori, spre surprinderea unora, că da, este atât de multă apă, planeta asta e atât de bogată în resurse de apă, dar mai contează foarte mult și cum gestionăm aceste resurse. Să nu uităm că mare parte din apele pe care le avem pe glob încă mai sunt așa cu un pic sau un pic mai multă sare și n-am ajuns încă la acel stadiu încât să putem să folosim și acea apă. Probabil că în peste vreo 30-40 de ani sau mai puțin vom ajunge și în acel punct. Așadar trebuie să învățăm fiecare dintre noi să gestionăm cât mai bine resursele și nu doar apa, ci toate resursele pe care le avem, dacă ne dorim să trăim și noi și poate și copiii noștri într-un mediu mai sănătos. Cred că mulți s-au săturat deja de aceste explicații, mediu sănătos, un mediu mai curat și așa mai departe. La ora asta sunt la stadiu de lozinci. Ori aceste lozinci trebuie să devină realitate. Adică, mă rog, sunt afirmații motivaționale. Da? Plecând peste asta, eu cred că să salvăm planeta, balenele și delfinii, nu? Corect, deci apar, în fine. Dar în momentul când ești, de exemplu, la deșeuri, în momentul în care ești pus în fața alegerii, fac selectiv sau nu fac selectiv colectarea deșeurilor, deja e o problemă de responsabilizare civică, de, ăsta e cel mai banal exemplu care pot da. Și asta înseamnă foarte multe lucruri pe orizontal. Dar de ce lucrurile care aparent cel puțin sunt foarte simple, adică să punem petul la pet, sticla la sticlă, hârtia la hârtie, sunt de fapt atât de complicate? Păi tot de acolo pleacă, de la mentalități și de la abordarea, cum să zic eu, superficială a lucrurilor.
Adică, dar uneori nu din partea cetățenilor este această abordare superficială, pentru că și în Deva, probabil și în Orăștie și în toate localitățile, atunci când a început și această mare campanie de depozitare selectivă a deșeurilor, mulți oameni au răspuns pozitiv acestei acțiuni, pentru ca mai apoi să încetinească pasul, văzând că autoritățile, firmele care se ocupă de acest domeniu, de fapt nu respectă ceea ce li se impune lor să respecte. Păi tocmai despre asta este vorba. O abordare responsabilă e biunivocă și dintr-o parte și din cealaltă. Nu prea pare. Acolo trebuia mult transparentizat acest demers. Adică să se explice, voi fraților, cu ceea ce colectăm noi selectiv, se duce pe acea direcție, se întâmplă următoarele lucruri. Asta înseamnă că ai și un sistem foarte bine pus la punct din acest punct de vedere. Corect. Păi, am primit finanțări pentru lucrul ăsta și am primit finanțări destul de serioase, pe deșeuri și pe apă și apă uzată. Cele mai importante finanțări care s-au primit la nivel local din partea fondurilor europene rămân totuși în aceste două tipuri de infrastructură. Au fost folosiți acești bani pentru apele uzate, spre exemplu, în adevăratul sens? Da, cel puțin în județul Hunedoara, sigur. Deci toate stațiile de epurare la nivelul localităților, peste 10.000 de locuitori, au fost făcute din fondurile europene. Excepție fiind Orăștia. Orăștia s-a fost făcut, stația de epurare Orăștia a fost făcută un proiect AFM, dacă nu mă înșel. Restul, toate, inclusiv stația de epurare de la Brad, a fost făcută pe fondurile europene. Deci majoritatea aplicațiilor pe epurarea apelor uzate au fost făcute pe fondurile europene. Dar ce facem cu celelalte stații despre care am mai discutat cu dumneavoastră și care au fost au primit finanțare, au fost inaugurate, sfințite, tăieri de pandi și așa mai departe, dar nu au fost folosite niciodată. Acolo este o discuție asupra căreia trebuie să ne aplicăm în perioada următoare și va trebui să găsim soluții, inclusiv de finanțare, pentru conformarea acestor stații, în contextul în care trebuie quantificat și impactul pe care l-au asupra mediului înconjurător. Deci asta nu ar fi trebuit făcut înainte de amenajarea acestor stații? Vorbim tot, bineînțeles că trebuia făcut, dar hai să zicem că la nivelul ăla la momentul ăla nu aveam nivelul ăla de responsabilizare. Dar odată cu amenințarea infringementului, bine, în prima fază la localități peste 10.000, dar va veni și cel peste 2.000 de locuitori, atunci chiar va trebui să discutăm chestiunea asta la modul serios. Și dacă serios. Ne mai și reorganizăm din punct de vedere administrativ-teritorial, reorganizarea administrativ-teritorială este deja o necesitate. Deci nu mai vorbim despre o decizie politică, vorbim despre o necesitate la care clasa politică trebuie să răspundă într-un fel sau altul. Deci, cred că comandamentul major pe următoarele mandate, pe următorul mandat, ar fi acest lucru. Reforma administrativă, reforma administrației, și asta este un lucru extrem de important, reforma funcției publice, sunt o pleiadă de reforme care trebuie deja aplicate, inclusiv reforma constituțională. Să nu uităm vine cum... la pachet cumva sau ar trebui să vină la pachet după, dacă într-adevăr se vor realiza evident, toate aceste reforme, va trebui și una constituțională. Că totuși Constituția noastră are o vechime 35 de ani. Bine, americanilor are ceva 100 de ani, nu asta este problema, dar trebuie amendată Constituția cu anumite lucruri care să răspundă cerințelor actuale. Inclusiv părțile astea e reformă despre care vorbeam. Păi spunea și de reforma în administrație. Păi nu a început, nu s-a anunțat la un moment dat că vor fi funcționari publici care vor fi dați afară, se vor face restructurări. Nu a început, domnule Chiseli? Nu știu în ce măsură a început. Problema este în felul următor. Da, bun, acum, reforma funcției publice este o necesitate din ce punct de vedere? În sensul că lucrurile s-au demonetizat destul de mult în administrație și mai e un aspect legat de responsabilitate și legat de cariera funcționarului public. Mai avem 2 minute din această emisiune, să știți cum vă... Așa, oricum nu vreau să dezvolt prea tare subiectul, pentru că nu cred că e de mare actualitate și mare interes, dar oricum, ideea de bază este că atât funcția publică, cât și organizarea teritorială și organizarea administrativă au nevoie de intervenții serioase din partea decidenților de la un moment sau altul.
Este 2024 un an decisiv, să spunem? Eu zic că da, nu numai în România, cât și pe plan global. Majoritatea țărilor au alegeri, lucrurile... rămâne de văzut în ce direcție o luăm, într-o direcție bună sau într-o direcție mai puțin bună. Aici cu mai bun sau mai puțin bun, depinde pe cine întrebi. Depinde pe cine întrebi, depinde de ce coada măturii te află. Exact, exact. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, vă mai așteptăm. A fost o plăcere, cu mare drag. Ca de fiecare dată, vă mulțumim încă o dată, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați spectatori, că ați fost și astăzi cu ochii pe noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!